varza kale după o lună. Uitați-o ce mare a crescut. După o lună. Însămânțată direct în sol. Semințele direct în sol, fără răsad. Mangold, tot așa după o lună. Însămânțat direct în sol. A avut un procent mai mic de răsărire spre deosebire de varza kale. Și varza kale tot de aceeași vârstă cu cealaltă, ropicată de fapt din aceea. După cum vedeți, a rămas un pic în urmă datorită răpicării. Dar se pare că s-a prins și merge destul de bine.